este motivul care vă aduce... Stimate, domn Părinte, mă aduce motive întemeiate, adevărate, fără minciuni, pe timpul părinților mei și ai noastre s-a produs în România de la ACE, de cusur până la tot. Ori după lovitura de stat, pentru că eu sunt dintre românii care nu spun că a fost, și până muri, n-a fost nicio revoluție, a fost o lovitură de stat mascată cu aceste ieșiri afară a oamenilor, dar deci n-a fost nimic adevărat. Cel mai mare regret al dumneavoastră care ar fi? S-a vândut țara, țara e tăiată, e decimată. Asta e regretul care... Și o comparație între ceea ce a fost, ceea ce este... Da, pot să fac, eu sunt născut în 64, deci vă dau doar o mică comparație. Când m-am născut eu la a doua zi, după ce m-a dus tata la maternitate, asistenta venea și băteam poartă gratis, de 3 ori pe săptămână, da? Și de acolo derivă toată partea socială, mă refer la partea că în ultimii ani s-au făcut niște greșeli care și eu am simțit ca și dumneavoastră și toți, dar a lăsat ceva acest naționalist care a lăsat ceva după dânsul, da? După munca părinților și ai dumneavoastră și ai mei. Veniți în fiecare an? În fiecare an, după 26 ianuarie, da, comemorez pentru ce am trăit eu până în 89, partea bună, partea socială, încă o dată vă spun, partea bună a lucrurilor. Și o comparație între ceea ce a fost și cum au decurs lucrurile de-a lungul anilor, deci, care sunt principalele nemulțumiri deci a ceea ce a fost, pentru că noastră prinzând ambele perioade, socialismul și democrația, da. Care este principala diferență între ceea ce a fost și ceea ce este acum? Deci, pe timpul meu, când m-am născut, eu aveai o siguranță, partea socială lucrurilor, îți dădeau o casă bună, rea, cum spune, chibrite, dar îți dădeau, nu te lăsa afară, așa, un serviciu. Pe mintea fiecărui, pe pregătirea fiecărui, ori acum după 89 nu mai se întâmplă așa ceva. Deci acum s-au făcut facultăți cu bani, plătești și nu are statul acest stat, nu are nevoie de tine. Deci atunci erau, până în anii 80, magazinele au pline, degeaba spun românii, eu am trăit în 64, am spus născut, magazinele au pline cu de toate, da? S-a exagerat un pic, ultimii ani sunt de acord cu dumneavoastră, dar s-au făcut șosele, s-au făcut fabrici, s-au făcut spitale, deci s-a lăsat ceva acele împrumuturi. Acum avem împrumuturi, au oamenii cu acești, așa zici, parlamentari, îi întreb ce datorie are România. Dă din umeri, nimeni nu știe ce datorie are România. De cursul politic, acum, cum evoluează lucrurile de două luni și un pic, avem deci, alt guvern, cum considerați? Vedeți o schimbare în bine? Vedeți nu. Ceva ceea ce vă mulțumește, nu. Nemulțumește? Nu, eu sunt naționalist convins și nu, cel puțin în 89 când s-a făcut aceasta, așa zisă revoluție, copiii ăștia, acum nu știu revoluție. A fost o trădare, a fost o lovitură de stat mascată, v-am explicat noastră, dar sunt slabi rău. Acest președinte, n-am nimica cu el, nu, dar eu sunt naționalist rău, eu iubesc România și nu, e slab. Țara e vândută străinilor. Deci tot ce s-a făcut pe timpul părinților dumneavoastră și părinților mei s-au vândut, zică-se, de acest Petre Roman, dacă pot să-l spun român, Petre Roman, care a vândut toată România. Deci m-ați întrebat să fac o comparație, dar atunci aveai siguranța zilei de mâine și un serviciu pe mintea foie, pe pregătire, ori după 89 s-a terminat și cu tot, și cu pregătire, și cu uzine, și cu fabrici, și cu tot. Mulțumim frumos! Dumneața! Ce să-mi facă, domne, avere, n-am mașină, n-am ce să, sunt un mic meseriaș. Ce poate să-mi ia, ce poate să-mi facă? Vedeți cine îmi bagi o părinte, păi dumneavoastră aveți carte, credeți că olteanul ăsta de la mie din Oltenia a furat fetele alea? Hai să fim serioși! A, dumneavoastră sunteți oltean? Corcitură, de la mama a fost născută în Trăgășan, tata bucureștean, mama oltean. Corcitură, deci eu nu pot să pun botul să-mi spun că a furat ăsta fetele. Hai să fim serioși. A, le-a dat mai departe, aia da, și e tot și așa, uitați, ați văzut generalul comandă din Olt, ce vilare. Păi pe timpul Ceaușescu exista așa ceva? Imperii și-au făcut toți imperii. Fete. Dar Valentin n-a fost ieri pe aici. Asta.